Alături exact. Un restaurant, ia uitați, și vis-a-vis Bie cu Michi la o masă. La un frappe. La un frappe? Gata, dormim cu voi azi. Care cu care vrei? Noi dormim, acolo. Dormim aici, noi aici doar servim. Ah. Bravo! Hai! A venit ownerul restaurantului și care ne primise. Și bărbat, finuț. Mulțumesc, oh, Hercules! Hercules! Mai rar așa. Ne l-a pus acolo. În... Peste cubul Biancăi. Noi nu ofticăm. Noi murim de nervi. Dar ne fac intervenții. Nu, frate, cum să ajungi în aceeași zonă, în aceeași casă? Cum să ajungi în aceeași vladă? În orice caz, nu mă deranjează să văd în ce direcție pleacă de dimineață sau cum cară ghețarul ăsta, poate ne dau și nouă o idee mai bună decât avem noi, nu știu. Pe mine mă interesează dacă ar pleca cu noi să văd cum îl cară ele, pentru că am văzut că au niște găleți. Unde vă duceți? Sunt vis-a-vis de voi. Ah, ok. Mă bucur că sunt aproape de noi, că ne avem și noi ca vecine acum. Ce faci, pa, vecine? Da, bine! Jambon cu cașcaval. Poate doar să... Hola, hola, senior. Chiar un minut. Hai mă să încercăm și la ăștia. Era un băiat care făcea un grătar. M-am gândit că dacă face grătar și are carne, poate are și frigider. Comer? Me lo tengo dinero. Me lo tengo dinero. Is okay? Se poate? Se poate? Ah, se poate. Ok. Spre surprinderea noastră, tipul a zis că, bă, nu pot să vă ajut cu spațiu, dar eu aici fac de mâncare. Vă, e foame. Ia, uite, stai că ne face semoșulică să ne vorbească. Ia. Apare, așa ca printr-o minune, cuplul de la care ne-am oprit primii. Quiero ayudarnos? Or... Si? Si. Oh. Gracias, señor. Gracias. Nosotros avem la... Come here. Nosotros... avem asta. Un refrigerator por... Refrigerator? Tu quiero un refrigerator por... Wow, nice. Un Lada, un Lada. Mi-a picat fața. Eram... Bă, pe bune, oamenii ăștia, așa oameni, de treabă? Puteți să mâncăm? Se poate, se poate... 20 minute o să tu... Eat? Comer? Si? Comer. Si. Ok, grazie, signore, signora. Și oamenii ne-au urmărit așa, ușor, tiptil, tiptil, 2, 3, 4 străzi încolo, până am ajuns la strada principală. Nu știu ce aveau în cap când au făcut asta, poate li s-a făcut milă, apreciem foarte mult, adică suntem foarte recunoscători pentru gestul lor. Vamos. Cum te cheamă, signor? Alejandro. Alejandro. Eu sunt Dinu și mi hermano Jean. Jean. Ah. Hai, da. Am mai bătut la câteva uși, deja ne vedeam dormind pe stradă și ajungând mâine cu găleata în loc de sac, că gheața sigur n-ar fi rezistat. Dar ce să vezi, la una din uși a deschis foarte repede o fată, care am zis povestea noastră clasică, a zis, da, stai să chem pe mama, până a venit mama, a mai venit altă fată. Sora. Sora care a zis, da. Ahí está mi nombre, Joaquín. Joaquín. Yo soy Ovidio. Y él es Ovidio. ¿Ovidio? Sí. Ajá. No es cierto, así se llama mi papá. Sí. ¿Su papá sí. se llama? Soy tu papá hoy. Y mi hermano, es muy raro conocer ¿Sí? a Ovidio. Ah, sí. Familia are numele meu, ceea ce mi se pare ciudat. Una din fete are pe termosul ei tatuajul de pe piciorul meu. Studiază ce am studiat eu. Alta chestie că se întâmplă foarte interesant, că are un congelator destul de mare, unde familia a scos tot ce a avut acolo, să bagam gheață înăuntru. Și toate las geleras, vamos a sacar las, hey, los cubitos también. No, espérame. Es que le junto comida. Mira, estos los podemos acomodar. Și ăsta mare, Joaco, ăsta mare, pentru că restul se vor topi. Documente, este daña menos. Ah, ok, eu nu știu, ia vezi. Con... Or nu. Like this. Mă bucur că am rezolvat problema cu cubul de gheață. Domnul avea un frigider, a adus un ciocan și o șurubelniță, am tăiat cubul de gheață în două și l-am băgat la congelator. Și dacă curge pe tine ce? Ce-am scăzut ape? Ok. Și acum, bă, lasă să pună carnea. Hai, hai la hotel. Aici. Aici la hotel. Hai, mamă, mi-e jenă cu ăsta să mă urmă. Hai, lasă pune. În fine, hai. Hai nimic. Hola, senior. Hotel, hotel, da. Aveți cameră? Avem cameră, da. Avem și... Necesito una... Camera frigorifică.
Tienes una cámara frigorífica porque eso es una misión, es una carrera. De asta era în bucătărie, în spate acolo. Aia a spus doar capul. Așa era, așa se trebuie. Doamne, ce ne-ai adus, Miguelito? Calcosa per... Para partirla? Si. Partirla, si. Tienes? Si? Perfecto. Ce? Îl care ceva de să-l crăpăm în două. Hai să vedem. Ne-am dus în bucătărie, ne-a arătat congelatorul. Nu cape. Nu cape. Și am zis, da, dacă îl tai așa la jumate, bă, poate mai după aceea numai chestii logice, mă, de ce să dacă să îl ciopărțim așa un pic? De unde vrei? La mijloc. Oh, ce răcoritor ești, nebun la cap. L-am împărțit și am zis, da, stai mă, că acum contra că facem că curge. Și văd lângă spălătorie de haine. Una pregunta. Es una reality TV, es una carrera. Necesito borsa de plástico pequeño grande. Dos. 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 Sí, gracias. Por favor, señora. Păi, frate, totul e logic, băi, deci totul e logic. Perfecto. Perfecto. Perfecto, sí, señora. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Am mers la baby, ne-am chinuit un pic cu ele, le-am luat ușor să nu se rupă punga, era subțire și alea erau grele, de drag. Ușor să nu spargi punga. Dar nu picioare, nu picioare, nu picioare, culcat, 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 culcat. Te-ai prea mare tensiune așa, stai, 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 stai. Am dus la doamna să băgăm în congelator, ea între timp foarte drăguț pusese toate lucrurile într-o parte, carne de pui. Questo, no. Questo in el baño, in el duș. Sí, no, no problema, si un poquito melto, es ok. Al doilea, nu mai încăpeam, fratele, mă. Ce-ai bine, no problema, a la baño, señor, al duce, lasă al dracului, că și așa grele. E perfect. O lăsăm aici. Ai nevoie de ceva? E ok, ok, e în baie acum. Acum să nu uităm, dracu, ne-am gândit că facem duș cald în seara asta, să nu dăm pe gheață, ne topim singur gheață. Să ai banii. Noi n-am cheltuit bani până acum aproape deloc, nu? Câți bani? Câți bani ai? Mi s-a făcut fomiță tare. În afară de dulciurile alea oribile, n-am mâncat nimic toată ziua. 4500. Bă, eu zic că suntem bine. Adică, zici? Da. Hai păi atâta ne dădea la imunitatea mică. Baby, hai să ne cumpărăm mâncărică. No! Muchas gracias! Oh my God! Wow, thank you! Stia Benedica, gracias! Hieram... Doamne, ce ne-a lovit! Nu înțelegeam, adică, așa de bine dintr-o dată. De la primul în fruntea frunții, ajungi ultimul să strânge steagul după tine și după aia dă un noroc de ăsta. Chiar dai un să spui și cubul, mai servești și frappe la terasă. Stă-mă, Rico. Un pochito. Si, si, si. Bagă-ne numai. Cu lichior? Da, e lichior ăsta. Ne-a dat și lichior. Un lichior fabricat de ei, ne-a povestit că au plantații de cafea, plantații de ananas. Coffee cherries? You can, I can eat? Yes, you can eat. But what? It's good? Mm-hmm. It's sweet. Ce? Cafea. The coffee cherry? Mm. Did you... Mm. Ah, și arată cafea? Da. Nu am mai văzut niciodată un copac de cafea. Eu văzusem ceva de genul așa micuț, dar nu știam cum arată cafea. Am crezut că cafeaua crește la supermarket. Oh, very nice. Ne-a dus pe o colină ca să vedem ranch-ul ăsta mai de sus. Era, nu știu, undeva la 80 de hectare. Clar că e foarte multă muncă aici. This area is where the coffee was esparcido. Ah, ok. Para que se secara con el sol. Ah, ok, aquí. Ah, aquí. Ne-a arătat și unde se făcea înainte cafeaua cu mașinăriile alea. Sincer, am asociat cumva dragostea lor pentru cafea cu dragostea românilor pentru vin. Că așa tratau toată problema asta. Ca și proces tot așa, destul de amănunțit, să culege, să așteaptă. Există soiuri, există momente când se face. Totul e așa, un soi de lent, dar... cu cap, să obții gustul respectiv. Ce suerte cu o la vendi. Tu se le ol. Hugo și cu Damla ne-au făcut o demonstrație. Cu cafeaua care
Au cules recent. Cafea lor, care o vând ei, că au și un brand de cafea, înainte toată ranch-ul ăsta avea numai plantații de cafea, dar între timp, probabil din motive financiare, s-au schimbat și au pus chestie de-asta de zahăr. Bănuiesc că dacă cafea bea unii zahăr, cu siguranță consumă toți. Deja venea de la dulciuri, văzusem ce fac ăștia cu zahărul, că sunt obsedați. Sunt o regină la cazarea asta. I love you. Nu faci să te umbrăsc. Gracias. Gracias. Fetița ne-a așezat 3 scaune afară și atunci am observat ce priveliște superbă au de fapt. Chiar dacă n-am avut o performanță, zic eu, strălucită astăzi, se sfârșește astfel cu așa cazare și pentru mine e suficient ca să-mi încarc bateriile cum trebuie și să încerc din nou o performanță. Hola! Hola, yo soy Catalin. Ce soy, Daina? Hola, señora. Hola. Excusa, excusa de... Daina? Nice to meet you. Thank you. Muchas gracias. Casă drăguță, familie mișto, cățel, purcel, piscină n-avem, dar nu mai facem neațuri, gata, ajunge. Wow! Lux, lux! Muchas gracias. Es perfecto. Oh, we have a big window. Thank you. Thank you. În afară de faptul că ai nimerit într-un loc cu schimb de experiență altă, crâșmă reală, dormi și noi la bogați. Bună para ti. Cum se dice? Mi s-a părut foarte drăguță fetița și am vrut să aibă o amintire. Alo, e chiar foarte frumoasă. E foarte. Cătălin i-a dat o brățară... Din asta de aici, artizanală. Da, iar eu i-am dat o brățară pe care am adus-o din România și nu, mă bucur că o să aibă o amintire de la noi. We have water here. Real water? The water? Yeah, yeah, from the... Alinos? It's from here. Casa este, cred că, cea mai frumoasă pe care noi am văzut-o de când suntem aici. Interior, exterior, grădină. It's apostle. Sau toate apa de casa vine de aici. Este o casă... cu sustenabilitate, că tot se reciclează. Mâncarea e organică, se cultivă în grădină. Apa vine, se adună în puț din ploaie și se întoarce înapoi. Adică totul e gândit ca să se susțină. Cine sunt la casă? Mi hermano. Tu hermano es arquitect. No, es... No, felicidades, Ovidiu. It's amazing. Avem congelator, avem pat, avem o baie privată. Privat? E ceva surreal. Bienvenidos, esta es su casa. Ay, gracias. Tenemos el honor de recibirlos. Noi tenemos el placer de să fim aici. El placer de estar aquí. De estar aquí. Când am zis că nu e foame, absolut nicio problemă. Gătim și ne-am pus cu toții la masă să mâncăm împreună. Ne-au promis și ne-au dat un truc pentru a căra gheața mâine. Gheața se dă cu sare, după care se împachetează în hârtie, după care se bagă în plastic. E un fel de termos. Por qué tu venir tu apre nu? Nos? Por qué? Traducion un poco de español. Să suntem oameni ca și ei și că casa asta mică așa cum este poate să ne ține și pe noi. Ah, ok. Adică sunt oameni care cred în Dumnezeu. La Dio. Dio. Nosotros ortodox, cristian ortodoxo, ma Dio. Sí, soy. El mismo Dios. Sí. Si. În continuare, mie mi se pare și sunt recunoscător că avem un acoperiș deasupra capului. Oamenii au fost foarte drăguți cu noi, ne-au dat de mâncare, ne-au cumpărat bere, deși ei nu consumă alcool. Cred că sunt niște oameni mai religioși. Domnul este maratonist, aleargă semi-maratoane, ne-a arătat un tricou și o medalie pe care l-a luat anul ăsta, ceea ce mi se pare super tare. A fost destul de drăguț că domnul a chemat-o pe fiica lui. Ea știe engleză și am putut să vorbim câteva chestii și cu ea, să-i povestim, să îi spunem, să le transmită că le mulțumim și sperăm să ne putem odihni, că nu vreau să știu cum ajungem mâine cu gheața aia 300 km de aici acolo. Hai să afli mai multe despre Aventura America Express. Poți să urmărești podcast Tito Express, care e o producție exclusivă Antena Play. Dar trebuie să te abonezi. Da. Dar e bine să te abonezi. Vamos a bailar, vamos a bailar.